Bun regăsit, dragi iubitori de plante, pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Carly Marian, pentru că ne aflăm în luna decembrie. În episodul de astăzi vreau să-ți prezint o specie de conifer. Asta dacă nu vrei să ai în casă un brad foarte mare și îți dorești unul care să fie de talie mai micuță și pe care să-l împodobești. Vreau să-ți prezint astăzi coniferul care se numește Cupressus Wilma Goldcrest. Un cupressus care merită să-l ai în casă, face toți banii. De ce? Hai să afli minutele următoare. Cu siguranță te întrebi de ce merită să ai o asemenea specie de conifer în casă. Îți dau câteva avantaje. Acest tip de conifere le poți ține în casă tot timpul anului. Dacă vrei, poți să-l scoți undeva în balcon sau pe terasă sau chiar în grădină. Are nevoie de foarte, foarte, foarte multă lumină, așadar trebuie să stea într-o zonă unde să aibă o expoziție bună față de acest aspect. Să știi că nu îl expui direct în soare, mă gândesc acum în perioada de primăvară-vară, din casă să-l scoți direct în soare, pentru că îi va arde frunzele. Este vorba de o expunere treptată, iar la un moment dat va putea suporta și soarele direct, de exemplu din timpul verii. Dar acest lucru se face numai treptat. În rest, în timpul iernii, acum că ne aflăm în perioada sărbătorilor de iarnă, îl poți amplasa într-o zonă destul de luminoasă pentru a nu periclita într-un fel sau altul acele acestui conifer. În ceea ce privește udarea, vreau să spun că are nevoie de un pământ ușor umed în permanență. Odată cu udarea și prin mișcarea acestor ace, să știi că eliberează un miros extraordinar de frumos. Este un miros și amintește de lămâiță, așadar pe lângă faptul că îl poți ține în casă tot anul, va avea și un miros plăcut în casă. Vreau să spun că o simplă atingere împrăștie în casă un miros extraordinar. Revenind la udare, rugămintea mea este să uzi cât mai abundent, astfel încât întreg balotul să simți că s-a îngreunat la udare. Până la următoarea udare, așteptând ca pământul să se usuce ușor la suprafață. Așa cum am spus în nenumărate ori, este de evitat apa să stagneze într-un porghiveci sau într-o farfurioară. Întotdeauna excesul de apă este aruncat. Ce poți face în perioada de iarnă, pentru că umiditatea atmosferică este ușor mai scăzută în acest sezon, aerul este mai uscat, îți recomand să amplasezi ghiveciul pe un strat de pietriș cu apă, acea tip insulă pe care am amintit-o de atâtea ori de câte ori a fost nevoie, pentru a ca planta să beneficieze de o umiditate atmosferică mai crescută în perioada în care vorbim de un aer uscat. Să știi că nu are nevoie de mari îngrijiri în ceea ce privește fertilizarea. O fertilizare trimestrială, mai ales în perioada de primăvară-vară, este suficientă. Întotdeauna trebuie să alegi un îngrășământ care să fie unul specific coniferelor. Poate fi tuns în diferite forme, din el se realizează, să știi, și diferite topiari, acele forme tunse, globulare, dar recomandarea mea este să păstrezi o formă columnară pentru a-l putea folosi în perioada Crăciunului. Așa cum ți-am zis, este un conifer pe care îl poți ține în casă tot anul. Trebuie menționat faptul că nu rezistă la temperaturile sub 0 grade, de aceea îți recomand să îl ții în casă în sezonul rece și să-l scoți afară dacă ai unde, numai în sezonul cald. Trebuie să amintesc faptul că acest tip de conifer va avea nevoie de schimbarea ghiveciului undeva la între 2-3 ani, cu ghivece ușor mai mari. Nu are nevoie de un substrat special, să zic că poți folosi un substrat universal cu un pH cuprins între 6,5-7,5, așadar nu are nevoie de un substrat cu pH acid, așa cum se întâmplă cu celelalte conifere. În încheiere, îți mulțumesc pentru toate vizionările care mi le-ai oferit acest an. Te aștept și anul următor cu cele mai noi informații din lumea plantelor. Să ai sărbători cât mai frumoase alături de cei dragi și pe curând!